Eliminare Survivor 2022 Trei nume grele riscă să plece acasă, nominalizări surprize luni seară. În urma voturilor exprimate, cei trei concurenți care au fost propuși pentru eliminare din competiție sunt T.J. Miles, Marfica și Cătălin Zmărândescu. T.J. Miles, Cătălin Zmărândescu și Marfica, nominalizați. T.J. Miles a fost propus spre eliminare de întregul grup. Elena Chiriac a nominalizat-o direct pe Marfica. Marian Drăgulescu l-a propus pe Cătălin Zmărândescu. Marian Drăgulescu și Elena Chiriac au imunitate personală. Întrucât au pierdut, faimoșii au avut de trecut un nou joc de imunitate, de data asta cea personală. Învingători au ieșit Elena Chiriac și Marian Drăgulescu. Ei nu vor putea fi nominalizați la Consiliu, dar vor face, în schimb, nominalizări directe. La Consiliul de Exil, cele două echipe de la Survivor România 2022 au așteptat cu emoție să vadă cine a obținut cel mai bun timp pe traseu. În tabăra faimoșilor, Cătălin Zmărândescu a fost cel mai rapid, așa că a putut trimite un coleg în exil. Alegerea lui a fost Teje Miles. Oarecum eram conștient că am adus cel mai rapid timp, mă bucur că am reușit să fac asta și că l-am detronat pe TG pentru că el deține recordul la viteză este o decizie importantă pe care trebuie să o iau, nu o să o împachetez în vreun fel. Nu voi trimite o fată la exil, mar mai are de lucrat, dar el a început. Celelalte fete sunt sigur că își vor reveni. Mă îndrept spre băieți, unde toți am fost în exil, mai puțin TJ, așa că alegerea mea este TJ Miles. Sper să nu se supere și să înțeleagă că nu e ușor acolo, a mărturisit Cătălin Mărândescu la Consiliul de Exil. Nu o iau personal, ăsta este jocul. Sunt pregătit pentru orice. Mă duc în exil cu capul sus și sper să câștigăm imunitatea. A fost mesajul lui Teje